alături de noi, revine la punctul de întâlnire cu mare plăcere, îl anunț pe doctorul Teo Trandafirescu de la New York, specialist în pneumologie și anestezie, terapie intensivă, unul din cei mai reputați medici de origine română din Statele Unite. Teo Trandafirescu, bună seara, bine ai revenit la punctul de întâlnire. Salut, Radu! Bună seara, telespectatorilor! Avem informații de ultimă oră care vin chiar de la Casa Albă și vreau să prezentăm chiar acum, doamnelor și domnilor, ceea ce ni s-a transmis public în surse oficiale prin comunicate ale Casei Albe și ale echipei medicale de la Spitalul Militar Walter Reed, acolo unde este internat Donald Trump, care este tratamentul de care beneficiază președintele SUA. Și vedeți chiar acum pe ecran ceea ce apare într-un document oficial al Casei Albe. Așadar, președintele Statelor Unite este tratat cu Remdesivir, cu Regeneron, care este un cocktail de anticorpi monoclonali, și pentru prima oară în România ați auzit de anticorpi monoclonali chiar de la doctorul Teo Trandafirescu, aici la punctul de întâlnire, dexametazonă, aspirină, pepcid, vitamina D, zinc și melatonină. Primele trei medicamente, în mod evident, sunt cele mai importante. Restul par să fie niște mici adjuvante și întăritoare pentru starea generală a pacientului Donald Trump. Și văzând aceste medicamente și tratamentul pe care îl primește președintele Statelor Unite, aș vrea să-l întreb pe Teo Trandafirescu în ce constă acest cocktail de anticorp monoclonal, pentru că s-a vorbit de faptul că este un medicament experimental și noi aici, la Antena 3, am auzit pentru prima oară de acești anticorpi monoclonali de la doctorul Teo Trandafirescu. Așadar, Teo, ce e cu acești anticorpi, din ce sunt ei constituiți și cum vezi tratamentul care îi se aplică președintelui SUA? Deci este un tratament bun, este o alternativă genetică a plasmei, a tratamentului cu plasmă. În general se recoltau anticorpi de la plasma pacienților bolnavi cu COVID și se dădeau oamenilor. Și acum, datorită tehnologiei, Regeneronul a venit cu acești anticorpi neutralizanți împotriva proteinei S, spike, pentru a neutraliza. Este același principiul ca și la plasmă, numai că se dă într-o singură doză și tehnologia face distribuirea mult mai ușor. Se evită acest transfer de sânge, plasma reprezentând un transfer de sânge. Președintele Trump a primit doza cea mai mare de anticorp, acești doi anticorpi produși de Regeneron, de 8 grame. E interesant, el a primit această doză înainte de spitalizare. A primit doza chiar la Casa Albă și după aceea a fost transferat la Walter Reed. La cererea personală a doctorului Trump, care e doctorului personal al lui Trump. Deci a avut tratamentul pre-spitalizare. Este un tratament promițător, experimental și a fost o decizie comună a doctorului președintelui Americii și a președintelui propriu-zis. De ce l-a decis? Noi dăm și l-am dat și de asta am mai vorbit și în aprilie și în iulie, dar noi suntem înrolați într-un studiu. Noi îl dăm și 8 grame, îl dăm și 2,4 grame sau dăm și placebo. Și rezultatele la studiul nostru încă n-au ieșit pe market, dar este un tratament promițător și bun. Președintele l-a primit înainte de spitalizare. După aceea a fost transferat la spital în acea dimineață. Am văzut că a primit în același timp Remdesivirul, de care am vorbit tot la emisiunea ta, Radu. Este un nucleotid analog, se dă intravenos pentru 5 zile, scade mortalitatea și durata spitalizării, dar cu efecte moderate însă. Este un medicament bun. Acesta l-a primit în spital și în continuare este pe acest medicament intravenos, președintele Trump. În același timp, a primit recent, ieri, cred, dexametazonă. Exact. Și tot la fel, am mai discutat la emisiunea ta, steroizii și rock and roll-ul nu mor niciodată. Deci dexametazona este un steroid, se dă pentru 10 zile. Acest medicament, care este destul de simplu și nu este foarte scump,
face o diferență mare în mortalitatea persoanelor. Problema când se administrează. Trebuie administrat la timpul potrivit. Dacă se administrează prea devreme, riscă să aibă un efect bumerang, să producă o furtună inflamatorie. Și așa s-a întâmplat, de exemplu, în Peru, în care oamenii nefiind educați se self-medichează și au cea mai mare mortalitate în Peru, pentru că oamenii iau steroizii de capul lor. Deci e foarte periculoasă autoadministrarea de dexametazonă. În condiții improprii este periculoasă. Deci la timpul potrivit orice medicament este bun. La timpul nepotrivit are efect de bumerang. Acest lucru se întâmplă în anumite țări care n-au posibilități medicale, n-au medici foarte buni și competenți. Am înțeles. Și atunci când se apelează la automedicație, care e probabil una din cele mai periculoase, unul dintre cele mai periculoase demersuri pe care omenirea îl poate face, Teo, te-aș ruga frumos să vorbim despre acest cocktail de anticorp monoclonali. E vorba de un amestec de substanțe. Din ce sunt ele constituite? Cum se produce acest anticorp monoclonal? Acest anticorp monoclonal reprezintă un cocktail de anticorp care neutralizează virusul atacând specific proteina spike, proteina S a virusului. Deci el neutralizează pur și simplu virusul și reduce nivelul viral, nivelul COVID-ului, nivelul de numărul de viral, cum spune viral levels. Și improve simptomele pacientului. Deci are efect de reducere a cantității virale și de îmbunătățire a simptomelor pacientului. Se administrează într-o singură doză. Președintele Trump a optat pentru o doză, cea mai mare doză, de 8 grame. Președintele Trump este și un individ înalt, are și un grad de obezitate, deci probabil și-a cunoscut foarte bine organismul atunci când a acceptat această doză. Acești anticorpi monoclonari se produc în laborator. Din ce sunt ei constituiți? Cum îi produce firma aceasta, Regeneron? Din ce știu, ei au produs de ani de zile, deci ei au folosit și în trecut pentru H1N1. Deci e un inginerie genetică, să spun. Se iau anumite părți în care se produce, se lucrează pe genomul virusului propriu-zis. Ei au început acest tratament de câțiva ani de zile, l-au îmbunătățit din martie-aprilie și au ieșit pe market în iulie cu un studiu foarte puternic. Momentan, noi suntem înrolați în acest studiu și din ce știu, în Marea Britanie, Recovery Trial, care este un studiu foarte important, au început să-l testeze în studii mari. Teo, dacă aceste studii încă nu sunt finalizate, nu există un risc ridicat atunci când administrezi anticorpi monoclonali fără ca testele să fie finalizate pe alți pacienți? Întotdeauna există un risc, de aceea decizia este comună a pacientului și a doctorului. Deci pacientul Trump și președintele Trump a luat acest risc de a-și administra. Are încredere în tehnologie, are încredere în medicină, are încredere în știință. Te-aș ruga să ne spui, Teo, ce rol au aceste vitamine suplimentare, vitamina D, zincul? Am fost surprins să văd și melatonina, care se ia în tulburări de somn. De ce aceste adjuvante, care nu sunt niște medicamente puternice, ci mai degrabă niște, să zicem, întăritoare? Este cel mai mare pisnic despre acest tratament homeopatic și în America și peste tot de miliarde de dolari. Dar să vorbim despre zincul. Este un nutrient important cu roluri multiple care s-a arătat că poate reduce durata simptomelor în cazuri de răceli obișnuite, dar din ce știu eu nu sunt date clinice despre zinc și COVID. Dar este un produs destul de benign, nu poate cauza complicații. Deci pe răceli obișnuite reduce simptomatologia ca și timp. Melatonina se dă în tulburări de somn, dar este un suplement destul de bun, că este un puternic antioxidant și poate avea efecte antivirale directe. Să complementeze medicația pe care o dăm, de exemplu remdesivirul, de exemplu anticorpii neutralizanți, făcuți de Regeneron. Vitamina D.
știm că afectează și îmbunătățește sistemul imun, este produsă de organism prin expunere la soare. Nu avem date că ar îmbunătăți infecția virală, dar ținând cont că am avut izolare și am fost deprivați de ieșire în aer liber, de soare, o asociere de logică ar face sens să luăm vitamina D. Tot la fel, nu cred că sunt efecte secundare mari. Deci acest complex de medicamente clasice, de tehnologie foarte mare, Regeneron, Remdesivir, împreună cu steroizii și cu aceste medicamente homeopatice, reprezintă un cocktail foarte puternic care ne arată că președintele Trump a luat absolut tot ceea ce este mai bun momentan pe piață. Vreau să transmit și mesajul doctorilor de la Matei Balș, cu care am discutat astăzi, cu excepția cocktailul de anticorp monoclonar, care nu este accesibil astăzi în România. Restul, absolut toate medicamentele pe care le vedeți pe lista președintelui Trump, se administrează și pacienților din România, mai ales Remdesivir, dexametazonă, hidroxiclorochină și multe, multe altele, tocilizumabu, sunt câteva din medicamentele care de la debutul pandemiei se administrează pe scară largă și am fost oarecum bucuros, dacă se poate spune în tot necazul acesta, să văd că aproape 90% din tratamentul administrat președintelui Statelor Unite se regăsește și în spitalele de boli infecțioase din România. Aș vrea să vedem și manifestările pe care le-a avut președintele Trump. Suntem în a patra zi de boală, de infectare a lui Donald Trump. Așadar, până acum a avut manifestări precum febră, scăderea oxigenării plămânilor la 93%, potrivit șefului echipei medicale de la Walter Reed Military Center, probleme de respirație și oboseală cronică. În legătură cu aceste simptome, Teotrandafirescu, ce ar fi de spus? În primul rând, informațiile sunt non-specifice, deci aspectul etic și moral al spitalizării, pacientul are dreptul la confidențialitate și pacientul decide ce se poate dezvălui despre condiția lui medicală. Dar în cazul președintelui avem de-a face cu pacientul mondial numărul 1 și mortalitatea și morbiditatea lui are implicații multiple majore la nivelul Americii și global. Pentru oxigen nu e foarte clar. 93% pe suplimentare de oxigen sau pe simplu oxigen, nu s-a dezvăluit nivelul de presiune parțială al oxigenului în sânge. Nu s-a dezvăluit dar dacă are afecțiuni pulmonare. Nu s-a dezvăluit nivelul de inflammatory markers, de markerii inflamatori din sânge, de feritină, de D-dimer, care puși împreună, acestea pot dezvolta furtuna inflamatorie de care ne este frică. Din ce s-a administrat pentru președintele Trump, tratamentul a fost foarte agresiv, deci în continuare trebuie să fie spitalizat. Cred că este foarte prematur și iresponsabil să vorbim despre externare momentan în cazul președintelui Trump. Personal, corect. Este părere personală. Corect. El mai are încă câteva zile în care trebuie să-l vedem. Tot să ne rugăm pentru sănătatea lui, să dea Domnul să fie sănătos și puternic, dar știm că acest virus este pernicios și oricând organismul se poate degrada. Deci nivelul de oxigenare de 93%, nu știm în ce condiții, cu suplimentare de oxigen și cât oxigen sau nu. Nu știm despre opacități pulmonare. Încă nu este total sigur să fie externat, părerea mea personală. Am mai discutat despre hipoxie, tot la emisiunea ta, și despre happy hypoxic patients. Sunt oameni care totuși funcționează bine cu un nivel de saturație foarte scăzut și nu știu în ce direcție se duc. El este fericit, funcționează bine, nivelul e scăzut până când. Ce este interesant și în continuare, nu știu dacă este bine sau rău, nimeni n-a vorbit despre anticoagulare în cazul președintelui Trump. Mai ales nici că are probleme cu colesterolul și, din câte știu eu, ia un medicament faimos pentru lucrul acesta. Și boala, din ce știm, este o boală care predispune la tromboze arteriale, pulmonare, este o boală a vaselor de sânge, a endotelului. Nimeni n-a precizat dacă a primit anticoagulare sau nu.
Depinde din nou de nivelul de inflammatory markers din sânge. Dacă sunt foarte ridicați, cred că ar trebui să fie și pe anticoagulare, pe heparină. Ceea ce și în România este valabilă și se poate da în funcție de nivelul de D-dimer, de feritină. Ce să spun, să dea domnul să fie bine pe nivel de suplimentare de oxigen sau fără, să aibă oxigenare bună, să fim siguri că alte organe nu sunt implicate în acest proces, rinichii, inima, sistemul nervos și multe altele, să dea domnul că nu este nevoie de ventilație mecanică și de escalarea terapiei cu medicamente inhalante pulmonare de care am discutat, de nitric, de oxid, de nitric oxide. Să dea domnul că nu trebuie să poate au și făcut recruitment maneuvers cu Pronic, ce am discutat, să reușească să îmbunătățească oxigenarea prin rotarea organismului, Pronic, cum spunem aici. Și să dea domnul că nu o să ajunge la medicamente paralizante, să poată să sincronizeze cu ventilatorul sau, Doamne ferește, la extracorporeal membrane circulation, ECMO, așa zis ECMO, ca și escalare. Să sperăm că răspunde la terapie. Este pe medicamente bune, care sunt valabile absolut peste tot. El a avut primul medicament de anticorp monoclonal. Este o promovare a medicamentului în studiile de cercetare la nivelul nostru, care încercăm și la nivelul spitalului să înrolăm oamenii. Problema că la noi nu știm dacă primesc medicamentul sau primesc placebo cu acest medicament. Foarte prețioase toate valorile tale, ca de obicei, doctorul Teo Trandafirescu, medic român reputat din Statele Unite, specialist în probleme de pneumologie și anestezie, terapie intensivă. Dragă Teo, îți mulțumim foarte mult, îți dorim sănătate, să sperăm că totul va fi bine în cele din urmă, deși avem în față o iarnă complicată. Toată speranța noastră este tot în medici. Și aici, în România, valul 2 aduce informații și date destul de îngrijorătoare, dar ne punem speranța în medici și ne angajăm ca noi să respectăm regulile ca să nu punem presiune foarte mare pe sistem.